Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Un om de știință pune la îndoială ceea ce știm despre ADN, arătând că biologia în sine nu este cu siguranță ceea ce ni s-a spus că este. Astrofizicianul și omul de știință principal al proiectului Safire, Dr. Michael Claridge, demonstrează prin cercetările sale că am fost mințiți încă de la naștere și ținuți captivi în sistemele de credințe care implică colaborarea între știință, religie, guverne, educație și așa mai departe, și că știm puțin despre istoria reală a acestei planete. Omul de știință și-a început cercetările pornind de la o întrebare deschisă în biologie, care este cum apar formele creaturilor. Cum, de exemplu, o anumită specie de broaște își obține forma particulară și nu alta? Cum își capătă întotdeauna forma lor specială picioarele, degetele și ghearele și nu alta? Aceeași întrebare pentru toate părțile interne, coloana vertebrală, ficatul, creierul și așa mai departe. Cum fiecare dintre acestea ajunge întotdeauna la aceeași formă și se interconectează în același mod, special pentru această specie și nu alta? Majoritatea manualelor repetă încă ideea veche de 70 de ani, că numai ADN-ul determină cumva totul, deși există surprinzător de puține dovezi pentru acest lucru, susține cercetătorul. Omul de știință Michael Claridge susține că există mai multe dovezi pentru rolul electricității în modul în care apar formele plantelor și animalelor și despre rolul câmpurilor electrice în modul în care obiectele anorganice își obțin formele. De mai bine de un deceniu, laboratorul doctorului Michael Levin de la Universitatea Tufts din Boston a răsturnat unele convingeri de mult timp despre cum apar formele biologice. La sfârșitul anilor 1950, când ADN-ul era descoperit și rolul său începea să fie înțeles, Watson și Crick au susținut ideea că ADN-ul determină totul despre organism. Ei numesc aceasta dogma centrală a biologiei. În ultimii 70 de ani, majoritatea manualelor și a finanțării a urmat fără îndoială această dogmă. Din nou, este o formă de predeterminism, deoarece presupune că informația curge doar într-o singură direcție din ADN și nimic din ce un organism ar putea face nu ar schimba asta vreodată. Crick a spus foarte vocal că, în cele din urmă, el, un simplu om, a eliminat odată pentru totdeauna nevoia unui zeu sau a oricărei inteligențe în univers, deoarece totul despre noi curge din ADN-ul nostru. În ultimii 70 de ani, multe mii de experimente au fost efectuate pentru a elucida rolul ADN-ului în biologia dezvoltării. Dar oricât am încercat, nu am putea arăta niciodată că genele creează de fapt vreo formă. Ce anume din ADN determină ca un braț să fie modelat așa și nu altfel? Cum se formează interiorul gurii exact cu nasul deasupra și gâtul de desubt? Dacă am căutat în literatura de specialitate, am descoperit că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să arătăm că dezactivarea anumitor secțiuni ale ADN-ului va determina formarea incorrectă a unei părți a corpului, dar asta nu înseamnă că ADN-ul cauzează forma acelei părți a corpului, susține Michael Claridge. Genele noastre nu spun neapărat corpului nostru ce să facă sau când să facă. Aceste decizii sunt luate mai ales în afara genelor. Toată lumea ar trebui să știe că nu înțelegem cu adevărat ADN-ul, spune Michael Claridge. În fiecare deceniu, manualele avansate trebuie rescrise pentru că aflăm că sistemul este mult mai complicat decât credeam anterior. Ceea ce numim gene reprezintă într-adevăr o parte foarte mică din ADN-ul total. Genele sunt acea mică parte a codului care conține planul pentru construirea proteinelor. Încă nu știm ce face majoritatea ADN-ului. Colecția tuturor genelor din ADN-ul nostru seamănă mult cu o listă uriașă de ingrediente. Dacă am avea o carte de bucate cu toate rețetele pe care le-am putea face vreodată și am face un index cu toate ingredientele necesare pentru toate acele rețete, asta sunt genele. Toate planurile despre cum să faci fiecare dintre ingredientele de care ai putea avea nevoie vreodată. Dar, din nou, genele constituie doar o foarte mică parte a ADN-ului,
mai arată Michael Clarence. Munca din laboratorul doctorului Levins este impresionantă din orice măsură. Acestea sunt abilități de nivel virtuos. Ele modifică ADN-ul celulelor individuale pentru a schimba numărul de pompe ionice pe care celula le face pentru sine. Acest lucru face ca aceste celule să fie mai mult sau mai puțin polarizate electric în raport cu ceea ce ar fi fost în tipul sălbatic. În anumite momente ale dezvoltării embrionului, dacă suficiente celule dintr-un singur loc pot fi păcălite pentru a crea doar modificările electrice potrivite, atunci părțile corpului vor crește în acea locație. Un ochi va crește în interiorul unui stomac, de exemplu, iar un deget de la picior poate crește pe un cot. Dogma centrală veche de 70 de ani a biologiei afirmă că ADN-ul, izolat în interiorul nucleului, face să apară toate formele și structurile. Ce arată rezultatul lui Levin? Că un câmp electric extern nucleului face ca formele și funcțiile să apară când și unde au apărut. Asta nu înseamnă că câmpurile creează forma în sine, dar înseamnă că câmpul poate provoca apariția formei. Ce înseamnă asta pentru dogma centrală? Lucrurile devin foarte complicate deoarece doctorul Levin modifică genele din celule care provoacă formarea mai multor canale ionice pe peretele celular, ceea ce provoacă un potențial electric diferit al celulei față de mediul înconjurător. Deci argumentul că ADN-ul controlează totul a devenit tulbure. De ce se formează întregul ochi în locația electrificată și nu doar bucății de ochi? Și de unde știm din instinct că ochiul nu ar trebui să fie în stomac? În cercetarea doctorului Levin asupra cancerului, el arată că schimbarea câmpurilor electrice de tip sălbatic poate începe și poate opri creșterea celulelor canceroase. Celulele foarte maleabile, cum ar fi celulele stem și celulele canceroase, au potențiale electrice mai puțin definite în raport cu mediul înconjurător. În timp ce celulele sănătoase, mature, au potențiale electrice mai mari. Una dintre caracteristicile celulelor canceroase este că și-au pierdut relația cu corpul mai mare. Sunt o creștere scăpată de sub control a celulelor care nu fac parte din nimic. Ele nu au nicio funcție dincolo de interesele lor personale. Aici rezultatele doctorului Levin sunt foarte aproape de a infirma dogma centrală a lui Crick cu privire la formă și funcție, deoarece câmpurile electrice externe nucleului pot distruge toate formele și funcțiile. Rezultatele laboratorului Levin sunt înspăimântătoare, deoarece iată-ne din nou bubuiți în domenii pe care nu le înțelegem cu instrumente prea puternice pentru a putea fi manevrate cu înțelepciune, mai spune Michael Clarence. Ne-a permis această nouă tehnologie să adăugăm frumusețe lumii? Se întreabă acesta. De asemenea, surprinzător este că Dr. Levin nu pare să facă referire la Dr. Robert Becker, care a arătat deja majoritatea acestor principii în urmă cu 40 de ani. Se poate vedea un rezumat bun al lucrării lui Becker în cartea sa The Body Electric. Dr. Becker, un medic practicant, a descoperit că controlul câmpurilor electrice ar putea vindeca victimele arsurilor și ar putea lăsa cozile salamandrei să crească înapoi în mod corespunzător. Robert Becker are o latură spirituală. El a susținut că oamenii sunt mai mult decât saci de substanțe chimice. Și din moment ce Dr. Becker nu credea în reducționismul pur materialist, multe reviste nu permit referirea la munca sa. Să ne uităm la încă două seturi de experimente din laboratorul doctorului Levin, apoi ne putem întreba de ce contează toate acestea. Aceste experimente implică viermii plați planari. În sălbăticie, dacă coada viermelui este tăiată, atunci o nouă coadă va crește. Dacă capul viermelui este tăiat, va crește un nou cap, creier și tot așa, destul de uimitor. Viermele de tip sălbatic are un gradient electric de-a lungul corpului său, mai pozitiv spre cap. Cercetătorii au tăiat coada, apoi au dat în mod artificial acelui capăt o încărcare pozitivă.
Acest lucru a făcut ca un nou cap să crească din partea din spate. Acum avem o nouă formă, un vierme cu două capete. Acest nou vierme cu două capete se propagă apoi și așa mai departe. Se reproduce asexuat așa cum fac toți planarii. Este aceasta o specie nouă, așa s-ar crede. Cu toate acestea, ADN-ul nu s-a schimbat. S-a observat că legătura dintre ADN-ul animalului și forma animalului devine din ce în ce mai puțin clară. Cum ar putea ADN-ul să-și amintească că această nouă specie de vierme are două capete, așa că toți descendenții viitori trebuie să aibă de asemenea două capete? Se pare că genele sunt disponibile pentru a obține ingredientele brute produse, dar rețeta și planurile pentru masa completă sunt tratate la un alt nivel, cu totul în afara lumii genelor. ADN-ul este încă cel al speciei originale, dar forma noului cap de vierme, este cea unei specii înrudite de vierme. S-a creat o nouă specie, dar nu s-a modificat ADN-ul. De ce contează toate acestea? Contează, continuă Dr. Michael Clarence, pentru că povestea ADN-ului cu care am crescut și încă o predăm copiilor noștri nu este doar una greșită, ci este de fapt dăunătoare spiritului nostru, deoarece ne oferă o înțelegere falsă a noastră și a relației noastre cu Universul. Ni s-a spus că o moleculă simplă cu secvențe de 4 litere moleculare determină totul despre noi. Ni s-a asigurat că nu numai forma noastră, ci și întreaga noastră ființă este o simplă desfășurare a unui program de calculator molecular în care nu avem nicio contribuție. S-ar putea ca toate aspectele acestei dogme să fie incorrecte și dăunătoare. Doctorul Michael Clarence încearcă să reconstruiască o cosmologie care este mai precisă și mai semnificativă. Este materia măcar capabilă să se organizeze singură? Și dacă nu, atunci de unde ar putea veni toate aceste forme? Susținătorii reducționismului materialist spun că Universul este doar materie, materie și forțe, și forțele nu sunt materie. Un reducționism materialist aplicat biologiei afirmă că ADN-ul este totul, că tot ce este nevoie este ADN-ul și o pungă de substanțe chimice și se poate crea orice formă de viață se dorește. Totuși, așa cum au demonstrat oamenii de știință, această teorie se confruntă cu unele probleme majore, confuzii și contradicții atunci când este aplicată chiar și la un simplu vierme. Multe civilizații anterioare ar spune că suntem blocați la aceste întrebări foarte de bază, deoarece căutăm răspunsul în locul greșit. Căutăm să ne dorim ca materia să producă forma. Dar dacă materia nu poate singură să producă forma? O altă idee este că formele și funcțiile sunt impuse materiei sau puse la dispoziția materiei. Pentru a ilustra acest lucru, să ne uităm la câteva exemple care sunt adesea prezentate ca dovezi ale materiei autoorganizate. Reacția Belousov-Zabotinsky este dată adesea ca dovadă că materia singură se poate autoorganiza. Aici, o simplă preparare chimică circulă prin spirale alternative frumoase. Unii indică creșterea cristalelor ca un exemplu de materie autoorganizată, cum ar fi geodele sau creșterea bomboanelor de piatră acasă. Dar fără excepție în toate aceste cazuri de laborator, cercetătorii petrec multe ore instalând echipamente specializate care creează condiții cu totul speciale. Apoi acționează un comutator și spun, voilà, problema s-a organizat de la sine. De fapt, s-a dovedit că materia nu se poate auto-organiza. În cazul creșterii cristalelor, doar prin condiții foarte atent controlate și prin artă evidentă se formează cristalele, arătând încă o dată că materia nu se organizează de la sine. Deci, de unde provin forma și funcția? Un corp mai vechi de idei afirmă că forma și funcția sunt impuse de ceva din lumea mai largă din care face parte. De exemplu, celula din ficat are forma și funcția ei deoarece face parte din ficat și are sarcini foarte clar definite de făcut în corpul mai mare al ficatului. Dacă acea celulă ar face parte dintr-o lume diferită, să zicem ar face parte din stomac, atunci acea celulă ar avea o formă diferită.
Organele în sine au fiecare formele lor particulare, doar pentru că fac parte din corp și au sarcini clar definite pe care fiecare le face pentru organism. Însă și ideea formei potrivite are sens doar pentru ceva care face parte dintr-un corp mai mare. Doar așa știi dacă ai forma potrivită. Doar așa știi dacă faci treaba corect. Când ceva își rupe legătura cu o lume mai mare, atunci nu mai poate avea o formă adecvată. Celula canceroasă și-a rupt legătura cu corpul mai mare. Nu are formă și nici nu are funcție. Celulele canceroase sunt încă conectate la materia corpului. Substanța sângelui încă mai curge către cancer. Nu există o deconectare materială. Există, în schimb, o deconectare a scopului și funcției, ceea ce duce la pierderea formei și a structurii. Suntem atât de cufundați în secole de gândire, încât materia explică totul. Poate fi dificil să credem că forma și funcția sunt destul de distincte de materie. Forma este ceva care poate fi impus materiei sau pus la dispoziție materiei. Dar forma nu este materie și forma nu vine din materie. În sistemele vii există forme adecvate. Un deget de broască trebuie să aibă o anumită formă pentru a face parte dintr-un picior de broască, care trebuie să aibă o anumită formă pentru a face parte dintr-o broască întreagă. Odată ce am văzut o broască, este evident când orice parte este greșită sau când nu face treaba corectă. În loc să punem întrebări despre modul în care ADN-ul poate provoca forme și funcții, ar trebui să ne întrebăm ce anume din mediu generează ingrediente diferite din ADN. Avem vreo dovadă că forma există fără materie? În imagistica cu descărcare corona, plasăm un obiect în interiorul unui câmp electric de câțiva kilovolți pe centimetru. Obiectul distorsionează fluxul de electroni, ceea ce produce o imagine foarte frumoasă a obiectului. Forma există independent de materie și este detectabilă prin câmpuri electrice și prin fluxul de electroni. Cercetătorii cred că câmpul electric este un mediator pentru formă. Nu cred că câmpul electric este sursa formei, dar această ipoteză poate fi verificată în experimente ulterioare. Aceste rezultate pot aminti, de asemenea, de o hologramă în care fiecare mică secțiune a unui film de hologramă conține întreaga imagine. Deși hologramele pot fi explicate cu ușurință folosind fizica, nu înțelegem faptul că fiecare parte a imaginii hologramei poate fi folosită pentru a recrea întreaga imagine. La fel este și cu viermii planari. Partea rămasă a viermelui are cumva modelul întregului vierme, pe care materia îl completează apoi. Să părăsim lumea biologiei și ADN-ului și să luăm în considerare fulgul DNA, incredibil de frumos. Au fost privite milioane și până acum nu sunt doi exact la fel, variații nesfârșite în cadrul unei teme. Poate ați auzit sau ați presupus că fizica sau poate chimia au explicat modul în care fulgii de zăpadă își iau forma, dar nu este așa. Originea morfologiei fulgilor DNA este un mister. Cercetătorii cred că câmpul electric este un mediator sau un traducător al formei în materie. S-a dovedit deja că creșterea cristalelor este perturbată de prezența câmpurilor electrice cu microunde pulsate, ceea ce arată că câmpurile electrice sunt implicate în formarea cristalelor. Pentru a face următorul pas în cercetarea fulgilor DNA, trebuie să vedem că forma la scară largă a fulgilor DNA nu provine din moleculele individuale de apă. Unii oameni de știință susțin că materia singură nu este suficientă pentru a explica totul și că trebuie să luăm în considerare acest alt principiu numit formă sau funcție. Cu toate acestea, ei nu definesc niciodată clar ce este sau de unde vine materia. Deci, de ce ar vrea cineva să descrie totul cu un singur principiu numit materie? De ce este de preferat să existe și un al doilea principiu de formă? De câteva decenii, omul de știință Michael Claridge cercetează originea formelor în natură. A descoperit că niciuna dintre știința noastră actuală nu este foarte bună în a descrie modul în care apare forma, fie că este vorba de geologie, fizică, chimie, biologie sau astronomie.
Există multe situații în care ridicăm din umeri atunci când vine vorba de a descrie modul în care apare forma lucrurilor. De exemplu, în astrofizică nu știm de ce sistemele solare se formează cu un anumit număr de planete. De ce distanța dintre orbite urmează îndeaproape o spirală exponențială? De ce planetele au dimensiunile lor specifice? De ce steaua are ciclul său particular de modele magnetice și așa mai departe? Aceste întrebări sunt atât de dificile pentru astrofizică, încât sunt în general ignorate. Cercetătorul crede că toate științele noastre sunt slabe în acest domeniu, deoarece căutăm în locul greșit originea formelor și funcțiilor. Pentru a ieși din această fundătură, două întrebări pot fi utile. Prima este, de ce ai vrea personal o viziune asupra lumii în care materia se organizează? A doua întrebare este, în experiența ta personală, în viața ta, ce funcții sau proceduri utile ai văzut personal să apară spontan, fără efort? Dr. Claridge transmite o idee puternică și profundă. Când scopul tău se schimbă, forma ta se schimbă. Scopul este cauzal, face ca lucrurile să se întâmple și prezintă o cosmologie mai utilă și mai semnificativă pentru toți. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și să ne reauzim cu bine. Pe curând!